dacă arunci deșteptătorul pe fereastră? Era cazul. Ionești își pornesc mașina la ora 6 fix. Rădulescu se ceartă cu soacră-sa la 6:30 înainte de a pleca la serviciu. Și Bumbete sună la noi la ușă fix la ora 7 ca să ne întrebe cât e ceasul. Cât e ceasul? Nu e 7. Cum stai cu examenele? E cazul să ai vreo restanță? Eu știu. Dar cine să știe? Azi, de exemplu, ce ai făcut? Ai trecut la germană? Cred că da. Da, cum crezi? Ce ți-a spus profesorul? Nu știu, vorbea nemțește. E, dacă ar fi cântat, era altceva. Dar dacă vorbea, nu era cazul. Gigele, ai spart vaza de cristal din salon. Așa ai intrat plin de noroi pe covorul din dormitor și ai mâncat și tot borcanul de șerbet. Vino să te bat! Nu cred că e cazul. Asta e caz de abuz de putere. Caz? De la caz la caz. Cazuri satiric-muzicale expuse într-un scenariu de H. Salem, Lucia Verona și Ion Preda. Că știi precis? E ziua lui? Precis! Nu l-am sărbătorit și anul trecut. Ei, ce-i luăm cadou? Păi, eu știu, un ceas. Are unul. Un pick-up. Are unul. O carte. Mai are una. Roluri. Și nu era cazul. Marin Moraru, Stella Popescu, Horia Căciulescu, Radu Zaharescu, Ileana Zărnescu, Ciupi Rădulescu, Mariana Cercel, Paula Rădulescu, Valeriu Buciu, Lucica Zorini și Dem Rădulescu. De ce ține dirijorul tot timpul capul în partitură? Fiindcă nu poate să țină partitura în cap. Partitura. Nu! Partitura! Partitura! Redactor muzical Ion Barta. Mi-mi zâmbesc toate femeile. Sunteți desigur un artist celebru. Nu, fotograf. Fac poze colorate. Fotografii sonore. Fac poze minunate. Regia tehnico-muzicală Mihai Roman. Scuzați că vă întreb. Parcă v-am mai văzut pe undeva. Se poate trec des pe acolo. E cazul să fie trecută și... Regia artistică. Alexandru Darian. Și nu era cazul. Nu era cazul. Nu e brans, dar e minunat. În balans sau mai simt compact.
Da? Alo, doctore, dumneata ești? Da, ce e? Nevastă mea! Nu e aici. Doctore, doctore, sunt disperat. Stați, poate că nu e cazul, ce s-a întâmplat? Adineori, am înghițit o brichetă. Și dânsul, care e cu dumneavoastră, ce dorește? Vreau un foc. Costele? Da, da. Costele, de ce e turtit acest glob la amândoi poli? Așa ni l-a adus de la cancelarie. Alo, alo, Svetcu? Da, să trăiești, mă, gicuță, mă, aici ciocanel, mă. Colegul tău de bancă din prima rând. Să trăiești, mă, auzi, iubitule, știi de ce te-am chemat? Mă, ai acolo la tine, la instituție, pe unul stamate, istamate. Ai, mă, puțină grijă de băiatul ăsta, mă. E ginerile meu, da. Cum? Ce calități are? Dacă ar avea, ți-aș mai fi dat eu telefon, mă. Maestre, maestre, e cazul să vă mărturisesc că tablourile dumneavoastră mă uimesc și mă emoționează teribil. Da. Uite, uite acesta de pildă, e nemaipomenit. Aceste jocuri de culori. Spuneți-mi, ce explicație-i dați? Păi, explicația e simplă. Am nevoie de bani. Și ce dacă mi-am luat trei rochii deodată? Trebuie să faci mutra asta? Și nu te mai uita așa la mine, te rog. Sau mă rog, dacă te uiți, închide cel puțin ochii. În ochii tăi, în ochii mei, lumina blândă a dragostei a prislucit un joc de stins de stele. I-am spus nevestimii un cuvânt care a supărat-o atât de tare încât de trei luni nu mai vorbește. Poți să-mi spui și mie cuvântul ăla? Tu nici nu știi de câte ori am strâns în suflet nor la un cuvânt al tău. Edrică, maică, televizorul nostru s-a defectat. Nu, bunico, ți-a luat Gigel ochelari. E cazul, dacă se poate, să mergem pe patru roate. Mitică, mitică, poate ar fi cazul să micșorezi viteza, dragul meu. În primele trei sate, dispensarele funcționează numai dimineața. Așa, ginerii meu, așa, dă-i bătaie. Ia să vedem, prinde 130, mai repede, mai repede. Nu, Costele, nu asculta pe mama, mai încet, mai încet. Ia ascultă, dragă, în fond, cine conduce mașina asta, tu sau maică ta? E cazul, într-o doară, să mergem și la gară. Ce mică, frate, asta e locomotivă electrică. Unde mergem acum, taticule? La Deva, unde s-a născut mămica. Dar eu unde m-am născut? A, nu știi, la București. Și mata unde te-ai născut? La Pitești. Ha? Ce interesant cum ne-am întâlnit toți trei. Biletele la control, biletele vă rog. Maestre, vai, ce mult mă bucur că am ocazia să vă văd de aproape. Știți, da, mă văd mereu la televizor eu, da. Și de câte ori vă privesc la televizor, da. Maestre, ce mă, este pentru mine. Ce fac că nu găsesc biletul? O plăcere când... Nu, lăsați maestre, dar se poate, sunt convins că l-aveți. Da, da, trebuie să-l găsesc, nu, altfel nu știu unde merg. Trenul e mașină mică, unde-l duci pe o mică? Maestru Cocoș? Eu sunt. Îmi pare bine de cunoștință. Eu sunt Trică Manolache, nou angajat. Am fost trimis să lucrez cu dumneavoastră, știți, eu am recomandare. Atunci, bine ai venit, tinere. Mulțumesc. Uite, pentru început vei lucra pe lângă mine ca ajutor. Da, foarte bine. Să-ți explic ce ai de făcut. Da, spuneți, vă rog, spuneți. Eu ascult cu mare atenție. Așa, foarte bine. Deci,
În lada asta sunt piesele brute care trebuie prelucrate. Așa. Scoți una din ele, da, o așezi aici pe disc. Iertați-mă, pot să vă întreb ceva? Da. La ce oră e pauza pentru gustare? La ora 10 fix avem o pauză de 10 minute pentru gustare sau țigare. Deci să continuăm. Da, vă rog. Cilindru care trebuie prelucrat, așa, îl plasăm mai întâi pe acest disc. Da, pe disc. Da, un moment. Există cineva pe aici care să cumpere de mâncare? Pentru că știți, când plec eu de acasă, magazinele sunt închise și... În fiecare zi, Mărândița face cumpărături pentru toată secția. A, bun, atunci e în regulă. După ce fixezi cilindru pe disc, așa, îl iei și îl pui direct... Da, o clipă, da, vă rog. Da, să-mi spuneți pe cinstite, așa, merită să-mi iau abonament la cantină? Știți unde am lucrat eu înainte? Mâncarea era așa de proastă că îmi părea rău după banii dați pe abonament. Nicio grijă, la noi se gătește admirabil. Oh, perfect. Deci, da, întorcându-ne la munca noastră, așa, e necesar ca înainte de a pune cilindrul pe disc, așa, să-i șlefuiești puțin marginea, pentru că astfel, da, încastrarea e mai perfectă. Dar iertați-mă că vă întrerup. Da. Vreau să vă întreb așa ceva mai... Da, spune. Sunt fete frumoase în combinatul ăsta? Sunt. Da? Da, lasă asta, lasă. Da. Fii atent aici. Așa. După șlefuire, strângi cilindrul, strâng, care, așa, va fi așezat pe disc. Știți de ce? Că eu sunt un om liber, burlac, știți? Poate că aici... La locul de muncă îmi voi găsi aleasa inimii. Îți doresc din toată inima, mulțumesc, să găsești fericirea în combinatul nostru. După șlefuire, pui capul cilindrului pe banda rulantă. Da, la un moment. Dacă aș vrea să mai îmi dați câteva relații, da, în anumite privințe, se poate telefona de aici pe gratis, știi? Eu am un văr tocmai la Baia Mare și aș vrea, ascultă, să... Ascultă, dumneata, nu vezi că sunt un om bătrân? În curând împlinesc 62 de ani. Lasă-mă să apuc să-ți explic ceva până când ies la pensie. Spune-mi, dumneata, poți iubi dezinteresat? Da, dacă e în interesul meu. Să-mi dai puterea să te pot urma, să mă pot încrede în iubirea ta. Am văzut un nou născut care se hrănește cu lapte de elefant și se îngrașe cu 4-5 kg pe zi. Imposibil! Ce fel de copil e ăsta? Al elefantului. Păsă, dragă unchiule, să știi că mi-a părut rău că am apucat să-ți cer în scrisoarea asta 500 de lei. Așa că am alergat după poștați ca să iau scrisoarea înapoi. Dar, din păcate, nu l-am mai prins. Dragă nepoate, dacă dorești scrisoarea înapoi, atunci poți să fii liniștit, pentru că eu nici n-am primit-o. Ce e cazul să remarc? Că nu ne-am plimbat prin parc. Vai, ce băiețel drăguț e fratele dumneavoastră, Dăduie, nu-i așa? Câți ani are mititelul? Nu te mai osteni, nene, sora mea e logodită. Ce drăguț sunt copiii aceia care se joacă pe iarbă. De 5 ani de când sunt paznic aici, n-am văzut niște copii să se joace cu atâta bucurie pe iarbă. Sunt cumva ai dumneavoastră? O, da, ai mei, da. Nu-i așa că sunt drăgălași? Foarte drăgălași. 101, 100 altul, 200 de lei amendă. Jocul pe iarbă este interzis, vă rog. Zic să lăsăm la voia întâmplării viitoarea noastră întâlnire. Da, cred că ai dreptate. Atunci mâine seara la ora 7 vei fi la voia întâmplării în față la Luceafărul. Bună ziua, vă salut. Cine era? Era colaboratorul meu. El semnează hârtiile pe care le duc eu la postă. Ce să fac? Dintre toate dorințele mele din copilărie, una singură mi s-a îndeplinit. Care? Știi de câte ori mă trăgea de păr învățătorul, eu doream să chelesc. Pe umeri pletele. Asta a fost înainte de dorință. Eu eram, scumpa mea, nu găseam cheile. Dar cine e femeia în vârstă care stă în fotoliu? Sst,
E cuplajul nostru. Am invitat-o la noi ca să pot da și eu un telefon. Deci doriți o pereche de pantofi? Da. În ce scop doriți să cumpărați pantofi? Cum în ce scop? Asta e bună. Ca să merg cu ei. Da. Momentan nu avem așa ceva. Încercați săptămâna viitoare. Mă rog să nu țipați la mine. S-ar putea să-mi dăuneze, știți? Soția mea așteaptă un copil. Mășeaua asta este ce... Nu mai te văieta atât, te rog. Nu pot dormi din pricina asta. Dar de ce nu pot dormi? Ei, da, pe tine măcar te doare măseaua. Interesantă expoziție. Ce zici de tablourile alea cu marea? Apă chioară. Macedon Popica. Prezent. Uite, reclamantul spune că după ce ai intrat în magazin și ți-a cerut să-l servești, l-ai molestat. Recunoști? Ce-am făcut la moto... la molo... N-am făcut eu așa ceva, tovarășul. Dar că i-ai cântărit cu bătaie. Recunoști? E, două palme, ce asta e bătaie? Ce faci, gicule? Dai copilului să bea din sticla cu țuică? Aolo, să știi că eu am băut sticla cu lapte. Te voi pune sub zăvoare și cu lacăt te împui și o să strig în gura mare. Ia mai pune-ți pofta în cui scânde lumea ce o vrea. Nu mă iartă dragostea. Vine iar pe capul meu, mă tot sătâie mereu. Eu ce te rog să pleci, nu vreau suflet. Nici n-am știut, știu atât că dragostea bate iar la ușa mea. Scundă lumea ce o vrea, nu mă iartă dragostea. Vine iar pe capul meu, mă tot sătâie mereu. Eu orice te rog să pleci, nu vreau sufletul să-mi zeci.
tinere, noi nu angajăm la serviciul de organizare de spectacole al teatrului decât băieți descurcăreți. Dai o probă și dacă reușești, te angajăm. Dacă nu... Îmi place grozav ideea. Deci mă vei supune la o probă de descurcare. Ai priceput. Uite care e miezul problemei, tinere. Da. Pentru poimine ora 19:30 trebuie să-mi umpli sala de 327 de locuri. Da. Treaba ta acum, la premiera maestrului Floricel Păpădie, Revărsat de Zori. Bine, dar cum să vând biletele dacă n-am văzut spectacolul ăsta? Mai bine că l-ai văzut, că dacă l-ai fi văzut, n-am mai fi fost în stare să vinzi un bilet. Mama, spuneți-mi măcar ce subiect are. Nu pune prea multe întrebări, că o să îmbătrânești repede. Gata, hai la treabă pe teren, să vedem dacă ești în stare. Hai, umpli sala, rasă să fie, te angajezi. Nu, umpli înapoi la aprozar. Haide, gata. Crezi că se umple sala? Maestre Floricel, dacă toate piesele noastre contemporane ar fi la nivelul piesei dumneavoastră Revărsat de Zori, atunci credeți-mă, serviciul nostru de organizare de spectacole ar putea fi desfințat. La piesele dumneavoastră biletele se vând singure. N-am putut face fața asaltului. Mi-au spart geamurile. Chiar așa? Da, chiar. Priviți aici cioburile acestea. Le-am păstrat în adins ca să vi le arăt. Bineînțeles, paguba a trebuit să o suport eu din buzunarul meu, dar ce importanță are asta? Credeți că măcar singur autor știe cât cheltuiesc eu pe deasupra ca totul să iasă bine? Lăsați, dacă premiera are sală plină, am eu grijă. O să vedeți, maestre, va fi bătaie și pentru locurile în picioare. Se vor vinde biletele la suprapreț, va trebui să... Donarea mea e o piesă formidabilă. Revărsat de Zori, o să vă distrați grozav. Câte bilete vă vând? Maică, da, mie-mi plac melodramele. Păi ce credeți că e piesa Revărsat de Zori? Mai melodramă ca asta nici nu există. Chiar vă recomand să vă luați Trei Batiste cu dumneavoastră la spectacol. Păi, să plânge? Tot timpul și în pauză. Și despre ce e vorba în piesă, maică? Despre o mamă care își pierde doi copii gemeni, care îi regăsește după 30 de ani. Unul a ajuns între timp avocat, al doilea pușcăriaș. Și vă dați seama ce dramă e. Și de ce se numește Revărsat de Zori? De ce se pentru că îi găsește pe amândoi zori de zi pe Maidan. Asta e. Pe cine îi găsește, maică? Pe Maidan? Pe avocat sau pe pușcăriaș? Pe copii. Pe copii. Cum pe copii? Pe când i-a pierdut erau avocat și pușcăriaș. Și când i-a găsit erau copii. Da, adică nu. Nu, viceversa. Adică invers. Adică, deci vă dau 5 bilete. Aduceți și vecinii și nu uitați batistele. Pe onoarea mea, Revărsat de Zori, e o piesă grozavă, e o comedie. O să vă distrați cum nu v-ați mai distrat niciodată. Păi eu aș vrea să merg la un concert de muzică populară. Și Revărsat de Zori, ce credeți că e? Concert de muzică populară sau de a? Câte bilete vă dau? 10 ajung? Ajung. Dar de ce spune Revărsat de Zori? Asta nu e titlul de concert popular. Ba cum să nu? E titlul celui mai nou șlagăr lansat de... Da, Păpădie Florică, cine este? Dirijorul Tarafului, cine să fie? Să vă dau niște bilete la Revărsat de Zori? Păi... E o piesă de un alt nivel artistic și cultural, să știți. Eu aș vrea bilete la o comedie, să mă distrez, să râd din toată inima. Că la teatru mi se întâmplă cam rar una ca asta. Păi Revărsat de Zori, ce crezi că e? Comedie bufă. Eu când am văzut-o era să leșim de râs. A trebuit să ies câteva clipe din sală ca să-mi revin. Mi-a făcut și respirație artificială. Câte bilete să vă dau? Ce spuneți, maestre, ce sală superbă! Am vrut să mă așez jos, să mai văd o dată piesa, dar n-am găsit nici măcar un singur loc! Ascultă, înțeleg că ai umplut balconul cu pompieri, da. Dar ce caută la piesa mea preșcolarii? Da. Copiii de grădiniță, cum o să-ți ei mesajul piesii, nu? Da, sigur, înțeleg, maestre, orice mesaj, nu știți ce deștept sunt copiii din ziua de azi! Da, fac gălăgie, cer să apară păpușile și se cer mereu afară. Ce păpuși vor? De unde să le dau eu păpuși? Da, domnule, nu e nevoie, maestre, să le dați niciun fel de păpuși. Păi, se liniștesc ei. Îi va cuceri textul. Va fi un triumf, un succes. La mine nu există succes, maestre. Numai triumfuri. Să trăiți. Ce-ai făcut, nenorocitule? Chiar acum ai ieșit de aici, maestru Păpădie Florică? Unde ai găsit creșa asta? Pe stradă, în fața blocului. Când i-am văzut jucându-se, am luat o piatră, am spart un geam și pe urmă m-am dus la educatoare și le-am spus că dacă nu cumpără bilete la teatru, că e miliția. Mă rog, să te văd cum umpli sala săptămâna viitoare. Pe cine mai aduci? Sper că n-ai să aduci iar copii. Nu-ți face griji, șefule, totul e aranjat. Sunt în tratative cu Asociația Foștilor Pompieri Voluntari. Ăștia vor sta precizi, liniștiți. Sunt obișnuiți. Au trecut prin multe în viața lor. Adecvat, pot să-mi construiesc sus aici pe scenă din lumină. Dintr-un vechi reflector luna-mi păuresc și încânt refrenul meu de dor. Becuri mici, bicurici, iată strălucesc, feria nopții s-o-ntrețină. Și de aici, cel ușor,
basme totul se îmbină. De aici ce ușor pot să povestesc ce înseamnă viața tuturor. Și oriunde aș cera e ca viața, viața e o șeră frânsă, candidatul este toată viața mea. E cazul, deși e riscant, să mergem la restaurant. Ospătar, ce mi-ai adus aici în ceașcă? Ceai sau cafea? Nu sezizezi diferența? Nu sezizez nimic. Pe atunci ce importanță mai are ce e? Ce vrea ospătarul acela? Nu vezi, se uită fix la mine să vadă, plec fără să-i dau bacșiș? Aha, și tu ce faci? Eu mă uit fix la el să văd, pleacă fără să ia bacșiș? Am luat tot. Aha, da. Gigele, bucură-te, vin de la maternitate. Acum 2 ore ai căpătat o surioare. Dar mamei i-ai spus? Oh, ce ghinion. De-abia am terminat de făcut plăcintuțele și le-am mâncat motanul pe toate. Și de ce plângi? Ți-e milă mai mult de motan decât de noi? Ce-i cu tine? Parcă am necăjit. Da, m-am certat cu nevastă mea. De 3 zile nu ne mai vorbim. Ce mai întâmplă? Da, dar azi când am ajuns acasă, pe masă, în loc de mâncare, era biletul ăsta. Ce scrie în el? Prânzul în carte de bucate la pagina 189, iar cine la 247 și nici avem carte de bucate. Ascultă, omule. Da, domn doctor. Ori te lași de băutură, ori nu mai vii la mine la policlinică. Zău, veni să mă tratați la domiciliu? Să respectăm femeile. După acest precept, ne-am ghidat întotdeauna. Să scrie asta în reportajul dumitale, tinere. Da, dar... Întotdeauna în fabrica noastră am respectat femeile. Ne-am ocupat de ele, le-am ajutat din toate punctele de vedere. Această preocupare a noastră este mereu mai puternică, mai susținută, mai ales dacă ne gândim că 90% din cei ce muncesc în fabrică sunt femei. Da, dar vedeți, când am trecut prin curte, m-a frapat un tablou ciudat. De la ferestrele etajului 5, femeile aplecate peste pervaz, trăgeau cu niște funii gălețile cu materie primă. Și desigur ați tras concluzia eronată că nu ne preocupăm de introducerea unor forme moderne de transport a materiei prime. Nu, deci nu. Că nu despre asta e vorba. Desigur că ați auzit despre gimnastica în producție, acum despre rolul ei deosebit, e important. Sigur, noi am introdus această formă de exercițiu fizic. Foarte. Știți, femeile noastre își desfășoară munca stând pe scaun. E nevoie de mișcare, fie și numai pentru păstrarea siluetei. Nu? Dar fiți amabil. Cam câte kilograme poate să aibă asemenea găleată? Vreo 15-20 de kilograme. Îmi dau seama că dumneavoastră, care, scuzați-mi expresia, sunteți atât de tânăr și lipsit de experiență, ați trecut cu vederea un amănunt esențial. Care? N-ați observat că pe fiecare găleată e montată o tabliță emailată pe care scrie să respectăm femeile. Da. Ar mai fi ceva. Știți, știu că vestiarele femeilor sunt de câțiva ani încălzite, dușurile nu funcționează, tavanul e inundat. Din câte știu, anul trecut ar fi trebuit să faceți reparații, dar se pare că ați preferat să investiți bani în procurarea din import a unei instalații de climatizare pentru vestiarul fotbaliștilor. Am fost foarte bine intenționați. Vroiam pe această cale să atragem femeile spre fotbal. Altceva, nu de mult, mi se pare că a devenit vacant postul de șef al serviciului administrativ. Toată lumea credea că va fi numită Ciurțescu, fost adjunctă. Și totuși l-ați numit pe bătrânul Grigore Toma, care... Care bea, e grosolan, cu femeile, joacă table în timpul serviciului. Exact, ce să-i faci, toți avem defecte. E adevărat că Georgescu are o pregătire profesională superioară, că e mai pricepută, că toți colegii o iubesc. Dar e atât de tânără, înțelegi, e tânără. Ea desigur se va căsători, va avea un copil, nu? Vă dați seama în ce dilemă va fi atunci, ce se leagă copilul sau munca. Pentru că, nu-i așa, ar trebui să părăsească munca pentru câteva luni sau invers. Din prea mare abnegație profesională să renunțe la copil, nu?
Vă rog să mă credeți, nu i-am dorit decât binele când n-am numit-o ca șef al serviciului administrativ. Grigore Toma o fi având el păcatele lui, știu, dar e un lucru sigur, nu va cere concediu de maternitate. Asta în niciun caz. Desigur, noi ne cunoaștem obligațiile față de Top Georgescu, da. Și dacă vreodată va avea un copil, îi vom dărui un cărucior din import și 6 duzini de scutece. Mă rog, mă rog, dar după cum am aflat nu de mult în comitetul de conducere, s-a votat o sumă importantă pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă ale femeilor. E adevărat, e foarte adevărat. Fița mea, cam cum ați folosit acești bani? Ce crezi, tinere? Cu ce bani s-au făcut toate aceste lozinci și afișe care îndeamnă la respect față de femei? Ți-am spus că ești tânăr și scapă multe. Scrie acolo că respectăm femeile și că noi suntem aceia care ducem mai... Alo, să vină Vintilă. Imediat, l-anunț imediat. Să trăiți, m-ați chemat. Află imediat cine e nerecunoscătoarea care mi l-a trimis pe cap pe reporterul ăsta. Bizuiți-vă pe mine, vom afla îndată cine se plânge și vom avea grijă să nu mai tulbure atmosfera sănătoasă a colectivului nostru. Cu prima ocazie îi desfacem contractul de muncă. Așa, așa, dar vă rog foarte mult. Nu cumva să uitați ca la plecare odată cu carte de muncă să-i dați și o cutie de fondante și un buchet de flori. Noi respectăm femeia. Să ne mutăm în trandafir deodată. Trandafir să-l trăim ca un vis în calea celor ce iubim. Trandafir, miere pop, să-l aducem bucurie și noroc. Și luminii și uneori de sei vezi pereții din inim pregătiți să scoatem spinii, din inim pregătiți să scoatem spinii. Trandafiri să-mi plorim ca un vis în calea celor ce iubim. Pe vecie împătare. Trandafiri să-mi plăim ca un vis în calea celor ce iubim. Trandafiri, pieze pop, să-l aducem bucurie și noroc. Trandafiri să-mi plăim ca un vis în calea celor ce iubim. Bucurie și noroc, trandafiri să-mi plorim ca un vis în calea celor ce iubim. Trandafiri, piele pop, să-l aducem bucurie și noroc. V-am auzit vorbind, ați vorbit bine, dar n-ați pus punctul pe ei. Păi, acum dacă tot ați luat cuvântul, adică dacă tot ați luat tocul în mână, puneți dumneavoastră. Nu se poate, trebuie să fie acela scris. Mamico, știi că acum 800 de ani oamenii vorbeau cu totul altfel decât astăzi? Mie îmi spui, tatăl tău numai cu 10 ani în urmă vorbea cu totul altfel cu mine. Bine, dar se poate. În pachet alături de pantoful pe care l-am încercat, mi-ați dat altul care e și mai mic și are și altă formă. Da, da, e și altă calitate. Ghigele?
Am văzut la circ cum un om a înghițit o sabie. Cum se poate asta? Trucuri. A înghițit înainte teaca. Trebuie să recunosc că aveți un magazin foarte bine aprovizionat. Avem. Aveți și antinevralgice pentru nevastă mea? Nu ținem decât articole bărbătești. Caz de la caz la caz. Deci, eu zic că acum e cazul să avem și un studiu despre happy end. Ce este un happy end? Un happy end este atunci când totul se termină cu bine. Când apare el, practica ne-a demonstrat că happy end-ul apare la sfârșitul filmelor. Înaintea oricărui happy end, situația este jalnică, nenorocită, disperat. Deci, prima concluzie, happy end-ul se naște din nenorocire. Ea a crezut că el, iar el nu a înțeles de ce ea. De aceea el pleacă noaptea pe furtună și ploaie, trăznete și fulgere, fără nicio explicație. Ea se îmbolnăvește grav, el urcă singur în munții sălbatici să caute aur, sperând că bandiții sau șerpii veninoși îl vor omorî la timp ca să o poată uita pe ea. Ea, sfârșită de boală, îi scrie o scrisoare la mașină. El cântă în pustiu un cântec de dragoste. Numai pe ea a iubit-o și o va iubi întotdeauna, în vecii vecilor. Nenorocirile continuă. El primește o telegramă. În munți veți întreba, dar e mai bine ca în asemenea împrejurări să nu puneți nicio întrebare, să stați la locul dumneavoastră, în care este anunțat că părinții, frații, verii, nașii, finii, surorile, cumnații, nepoții, nepoțelile au dispărut în prerie, iar bunica a pierdut la ruletă întreaga avere. Apoi, adânc îndurerată, s-a dus la un bal unde, dansând, și-a fracturat amândouă picioarele și a făcut și congestie pulmonară. Doctorul, în timp ce îi dă asistența necesară, este străpuns de o săgeată trasă de un indian. Servitoarea cade în pivniță, iar o furtună pornită din senin produce un scurt circuit care incendiază salonul. Din clipa aceasta, spectatorul năucit se întreabă ce ar mai putea urma, ce să urmeze happy end-ul. Să ne întoarcem, deci, la eroii noștri. Iată că el a primit în sfârșit scrisoarea ei, ascunsă de un ticălos nemernic, fostului prieten care o iubea pe ea în taină, da, ticălosul. Cu toate că e nemernic, văzând ce nenorocire a produs, are remușcări și predă scrisoarea. El, mărinimos, îl iartă pe ticălos, pentru că e bucuros că a aflat adevărul dreptul mare, sare pe armăsarul său credincios. În momentul plecării zărește pe malul râului aurul mult căutat și mult visat. Ajuns în oraș, o găsește pe a teafără, neprihănită, așteptându-l. Ea îl iartă. Rând pe rând sosesc voioși, bine dispuși și bine hrăniți părinții, frații, surorile, cumnații, verii, nașii, finii, găsiți ca prin minune în prerie, inclusiv bunica, cu picioarele în gips. S-a dus să-și joace la lulete ultimii bani de coșniță și și-a recâștigat toate milioanele. Sosește și doctorul, care și-a extras săgeata, și servitoarea, care a ieșit din pivniță după ce a băut un butoi de rum. Urmează apoi o masă fericită și, în sfârșit, nunțile. Toată lumea este cununată, nimeni nu scapă. Ia, se mărită cu el. Doctorul cu bunica, servitoarea cu ticălosul nemernic, toată lumea se însoară în afară de scenarist, care e de mult însurat. Spectatorii oftează fericiți și toată lumea e fericită, pentru că totul s-a terminat cu happy end. Nu-mi rămâne decât să vă doresc și dumneavoastră un happy end. Ce ne place, am vrea să nu aibă sfârșit și loc să stea, iar timpul de iubit de-ar fi chiar infinit și oricât de greu tot scurt ni s-ar părea. Ce-mi place, am vrea să nu aibă sfârșit, e omenesc.
aibă sfârșit și loc ce stea. Iar timpul de iubit de-ar fi chiar infinit și oricât de greu tot scurt ni s-ar părea. Dumneata ai 6 ceasuri și fiecare arată altă oră. Ce sens are asta? Păi ce sens ar avea să am 6 ceasuri care să arate toate aceeași oră? E cazul să ne uităm și la ceas și să constatăm că au trecut aproape 2 ore de când a început emisiunea. Caz? De la caz la caz. Cazuri satiric-muzicale expuse într-un scenariu de H. Salem, Lucia Verona și Ion Preda. Doctore, știți? Am venit pentru soțul meu. Vorbește în somn și... Da, se rezolvă, se rezolvă, da? O să vă dau un sirop calmant. Să-l ia de 3 ori pe zi, da. Și după o lună veți vedea că nu mai vorbește în somn. Da, dar știți, eu nu voiam asta. Eu voiam să vorbească mai clar. Au vorbit foarte clar. Marin Moraru, Stella Popescu, Horia Căciulescu, Radu Zaharescu, Ileana Zărnescu, Ciupi Rădulescu, Mariana Cercel, Paula Rădulescu, Valeriu Buciu, Luci Gazorini și Dem Rădulescu. Redactor muzical Ion Barta. Dragă, în ceașca ta se vede clar, da? Se vede clar așa o roată ca un volan, da? Sau un volan ca o roată. Ți-ai cumpărat mașină. Am ghicit? No. Atunci joci la loto ca să o câștigi. Am ghicit? Tot n-ai ghicit, dar rețin ideea, e excelent. Caz? De la caz la caz. În cazul nostru, regia artistică Alexandru Darian.